Oameni buni, în primul rând scuzați-mi locul, I'm not feeling it astăzi, dar sunt foarte entuziasmată că azi o să fac prima mea supă cremă și o să fac o supă cremă foarte sănătoasă cu morcovi, cu ceapă, cu ghimbir, cu de-astea și abia aștept să vă arăt și vouă cum o fac. Am făcut supa și acum o să facem restul cinei. O să folosim un broccoli și practic doar o să tragem broccoli prin niște unt și seasoning și o să facem lângă niște, ca niște stripsuri de pui. Mă rog, dar nu de alea gen. Nu ca la KFC, că eu nu mâncăm prăjel, da? Adică eu nu. Ba da. Tu mereu. Tu mă niște mai mult. Haideți să vedem. Bun, aici avem broccoli-ul, da, port același mai eu ca data trecută. Iac! Și ce? Sunt haine de casă. Nu. Nu ies cu asta. Ba da, te-am văzut afară azi cu ea. Și vă să tăiem broccoliul așa, că practic tăiem stemul și îl tăiem așa pe jumătate. Bă, dar cum tai, bă, fetițu? Bă, fetițule, le tăi foarte bine. Așa să le tai. Păi așa le tai. Asta mereu vine și... Vine ăsta. Vrea să-mi dea ordine, dar nu prea poate. Vreau să dau rimele, bă, vreau să dau temele. Eu dau rimele, eu dau temele. Așa, mă rog. Am schimbat unghiul, ce crezi, vezi, doamne? Păi chiar am schimbat unghiul, că mă vedeți din partea mea proastă. Asta, și da. Nu prea-mi place. Joke. Te zădați cu cotul așa. Oh, scuze! Mai! Așa. Și haideți să văd cum tai. Deci tai așa? Da, miroase urât. Pe, cum se cheamă? Așa. Diagonală. Pe julien. Și după, așa. Ok? Și o să iasă ceva de genul. Uitați bolul. Ce se vede? Băi! Idi! Ați mă broccoli. Bun. Bun, acum o să facem puiul. Eu nu știam că există gen strip, adică pui deja tăiat în stripsuri. Este de la Cocorico. Adică te doare gâtul. Mușchiuleți de pui. Și uitați! Vine așa în strips și înainte gen chiar mă chinuiam să le tai incredibil, așa. Incredibil, domne, ce-a găsit asta azi, a dat lovitura. Păi nu eu am găsit, tu ai găsit și mi-ai arătat. Păi da, dar ție nu-ți vine să crezi, pentru că tu n-ai mai văzut așa ceva niciodată și asta? Și nici nu trebuie să... nici nu trebuie să vă chinuiți tot aici astea. Deci o să le scoatem și o să începem să le season. Și o să vă arăt cum să le season. Cum facem puiul, e foarte important. Să-l season, nu ca white people. Să-l season pe ambele părți. Până acum am pus sare, piper, o să punem niște chili, Nando's Piri Piri Salt, asta e foarte bun, dar nu prea mult, că după e prea de tot, și puțină vegeta, mie îmi place vegeta, ok? Și o să fac, pe ambele părți, da? Eu am și tăiat puțin, gen am tăiat pe, tot așa, pe diagonală, pe chicken, ca să intre și înăuntru, gen. Și o să facem așa. Ok. Acum o să luăm un bol și o să-l facem așa ca să intre totul înăuntru. E cam foarte scârbos, dar e ok. Acum facem...